Servus, bine a venit la Școala Vieții, Daniel sunt și astăzi îți voi vorbi despre două categorii de oameni. Și tu și eu putem fi fie în această categorie, fie în cealaltă categorie. După cum vezi, mi-am scos minunatul meu flip chart după mai bine de un an de zile, poate chiar un an și jumătate. De ce am făcut asta? Pentru că am de făcut niște filmări și pentru un alt canal de YouTube pe care l-am lansat în urmă cu mai puțin de o săptămână, se numește One Coin Mastery și acolo prezint câteva principii legate despre bani. Acum, revenim la lecția noastră de astăzi de la Școala Vieții. Am aici un desen și aici un desen, sunt decupate foarte artistic după cum vezi de mine și prima categorie de oameni este aceasta. Ce vezi aici? Sper că se vede. Dacă nu se vede, îți voi explica eu. Aici avem o muscă. Există oameni care fac exact ceea ce face musca. Și acum, ce face musca? Hai să ne gândim un pic. Unde îi place unei muște să stea? În gunoi. Ce iubește musca? În sensul, cu ce se hrănește? De unde se hrănește? Din gunoaie. Apoi, este musca o insectă în preajma căreia oamenii nu mai pot de fericire? Iubesc oamenii muștele? Nu! Ce încearcă oamenii să facă, să le facă muștelor? Să le țină la distanță. De aceea avem la termopanele noastre, avem plasă anti-insecte, nu vrem muște, nu vrem în casă muște, nu vrem nicăieri muște. Dacă am putea să nu mai avem niciodată muște, nicăieri, niciunde. Bun. A doua categorie de oameni pot fi ca niște albine. Hei, dacă musca este inutilă, sau bine, are el, ia rolul ei în ecosistem, dar nu mă refer la asta, mă refer din punct de vedere al nostru, al oamenilor. Dacă musca este inutilă, albina este utilă. De ce? Pentru că albina produce ceva. Ce anume produce albina? Ei, culmea, miere de albine, polen, propolis și așa mai departe. Albina este utilă celor din jurul ei. Ca să vorbesc metaforic, ne este utilă. Apoi, albina nu are ce căuta în gunoaie, da? Așa cum face prietena noastră muscă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii care sunt ca niște albine caută contexte din care să aibă de învățat, să crească. Apoi, albina cu ce se hrănește? Păi nu se hrănește cu ce se hrănește musca, bineînțeles. Albina se hrănește cu nectarul din flori, adună nectarul din flori, da? Ei bine, am vrut să-ți arăt aceste două insecte pentru că au foarte multe lucruri în comun. Și în același timp sunt foarte diferite una de cealaltă. Au lucruri în comun, au aripi, au piciorușe, au mărimi asemănătoare, să spun, aproximativ asemănătoare. Cu toate acestea, una stă numai prin gunoaie, cealaltă este văzută doar în flori. De aceea nu vei vedea niciodată muște pe flori și nu vei vedea niciodată albine pe la tomberoanele de gunoi. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun cu asta că e foarte important să te hotărăști dacă vrei să fii o muscă sau dacă vrei să fii o albină. Pentru că s-ar putea să-ți dai seama că ești o muscă, dar nu mai vrei să fii muscă, vrei să fii albină. Dar dacă vrei să fii albină, trebuie să eviți ceea ce iubește musca. Și anume, contexte negative, oameni negativi, situații negative, emisiuni TV negative, știri negative, videoclipuri pe YouTube negative. Tot ceea ce este negativ. Trebuie să fugi de ceea ce este negativ și să cauți lucrurile pozitive. Și vreau să spun un lucru foarte important și anume faptul că tu ești responsabil de... tu ești responsabil de locul în care mergi și de ceea ce faci. Așa că în încheiere vreau să te las cu o provocare. Fii o albină, fii ca o albină, caută lucrurile și contextele și oamenii care te pot ajuta să crești și să te dezvolți. Acestea fiind spuse, te invit să lași un comentariu mai jos, să spui ce părere ai tu despre muscă sau despre albină și să te abonezi. Iar dacă vrei să-mi dai un like, mă găsești pe Facebook la danielghigea.biz. Este o pagină de Facebook și acolo poți da like. Eu sunt Daniel, îți mulțumesc pentru că m-ai urmărit și ne vedem data viitoare. Acestea fiind spuse, cu această mică telecomandă voi opri acest video. Pa!